Salutare, prieteni! Am făcut de mult un filmuleț și, da, bineînțeles, orice pisică vrea să fie în centrul atenției. Uite acolo în spate cum se văd doi ochi din umbră. Vine lupul! Cine are acolo? Hai jos, pentru că nu pe tine vrem să te vedem. Vreau să vă arăt țăpișorii. Ăsta era alb complet când era mic și acum i-o dat culoarea, pigmentul. Seamănă cu taică-so, Limpopo moțatu. O să îi crească și smocul în frunte și bărbia, ciocul. Da, uite-te. Uite-te că tot o pun jos pe armata și iar vine. Dă-te mai înapoi să te vedem mai bine. Da. Țapul să se dea înapoi. Ai văzut, ați voi așa ceva? Și-a dat culoarea asta mai închis așa cenușiu. Uitați ce comă are pe spate. Mai da așa cu capul din când în când. Așa asta vine să-l mângâi. Am zis că vreau să iau ceva hamuri și să-i pun la căruță, să-mi fac ceva căruță. Să plimb copiii cu căruța, cu țapii. Uite acolo. Uite acolo, mă. Ce șmecherii. Au fuduliile mari. Cât au? 4 luni? Vor fi foarte faini țapii. Am zis că pe ăsta vreau să-l montez cu marona și pe ăsta cu alba. Și anul următor probabil că invers. Să vedem ce produs scoate. Dar creasta aia e interesantă. Acum au o burtă, zici că e de-a făta. Că acum e sătui. A golit ieslea. Când îți flămânzi, behă e de numă. Să vedem un pic de zoom. De claritate. Așa, punem pe pauză și mergem și la ceilalți, acolo unde s-au văzut ochii, e mama lor. Andra. Ochii pe care i-ați văzut, parcă e lupul. Ce face Andra? Are burtă mare, cum s-a săturat. Auzi cum plâng după mine. Da, vrei să-ți culeg niște frunze? Apașa. Vrei calule ovăz? Ihaha! Ihaha! De ce cioc are? Măi! Ce gâdilă? Ce gâdilă, da? Da, vezi cum face cu capul, că da. Da. Mergem mai departe. Aici o avem pe marona. Ce mai acolo? Ce burtă are. S-a săturat acolo în spate. Le-am pus
fânețea ca să mânce mai bine. Dimineața taică-mi-o strânge ce găsește pe jos și le pune aici în iesle. Da, bagă botul în mâna mea, în palmă, că eu așa fac, le culeg frunze și le ține așa în palmă. Și când fac așa mâna, imediat vine să lingă palma. Dacă îi dau la una, trebuie să-i dau și la cealaltă. Albuța, dar iară s-a băgat undeva că e cu din asta paianjen la ochi. Nu-ți place? Eu nu știu unde te-ai băgat de-ai cules paianjenii. Acolo sus pe gard se pun paianjenii și când se ridică pe două picioare, nu știu ce caută pe acolo, culege și paianjenii cu părul de la ochi. Na, cum e? Ia să stăm așa în poziție, la poză. Da? O călca pe pantaloni. Acolo e. Vedeți, asta e problema, că face pipi acolo unde mănâncă. Deci acolo i-am pus fânețea în colț, ca să nu mai fie aici la picioare, să nu facă pipi pe ea și uite, acum face acolo. Deși acolo era locul de așternut, unde doarme. Care e problema? Ce gâdilă? Mănânc, am terminat de mult. Am pus în găletuțe. Și aici, individul cel mic. Ei, aici, între cornițe, place. Ei, Baltazar. Dă-i cu capul, că nu mă pot uita. Nu, hai, dă-i. Nu, hai, dă-i. Mai fă-o dată. Că mă uit la el și nu mă pot uita în telefon să filmez. Cum se zică? Măi, cât e de mic, cum știe el să dea cu capul? Dar trebuie să țin mâna mai jos, numai nu pot, că e înalt gardul. Dar el încă ar suge. Dar l-am încercat, că acum are câte 3 luni. Haide. Acum vrea să mă monteze. Uite-l. Uite-l cum dă din. Cât e de mic. Bă, pișpiricule. La 3 luni. Banditule. Mă.
prăpădit. Dincolo, când îi arunc și lui Balot un colț, să-i îngheț cum dă cu capul în gard, ca să nu-i lese pe ceilalți să se atingă de mâncarea lui. Vrei să dai cu capul? Da, să monteze, uite. Băi, fichilorigo. Gata că tu te obișnuiești. Ăsta e pentru sacrificat. Nu știu cum ar trebui să fac. Să-l pun separat, să nu-l vadă maică sa. Să nu cumva să intre în depresie. Ca și cealaltă. Ca și cealaltă când a murit Ieduța. A intrat în depresie și pe la doctor să-i fac injecții, vitamine. Și nu mai știu ce i-o dat. Și de aia zic că ar trebui să-l pun undeva separat, în curtea cealaltă, să se obișnuiască treptat, fără el. Să-l țin o zi, după aia două zile, trei zile și să încerc așa o săptămână. Dacă nu behăie după el, atunci se poate sacrifica. Că ăia alți deja îs mari, la 5 luni, deja începe să miroasă a feromon din ăla de țap. Și nu-i mai bună carnea, că trebuie castrați ca să putem să consumăm carnea. Dar așa până la 4 luni se poate sacrifica fără castrare. Numai că ăsta e cu corni și nu mi-l trebuia oricum. Pentru că e periculos și când era cu maica sa, făcea figuri și dădea cu cornele. O lovea. Și de aia-s periculoși ăștia cu corne. Și atunci nu-mi trebuie numai fără. Cam atât cu acest video. Vă salut Ariel și iepurii. La revedere!